Experiențele și emoțiile trăite în calitate de elevi, părinți și profesori de către participanții la un eveniment recent, organizat de Comunitate pentru Educație de Calitate, au prefațat dialogul privind confortul emoțional al elevilor și profesorilor ca element cheie al unei educații de calitate. Eu, în calitate de elev, eram în clasa 1 și mi-aduc exact aminte cum un coleg de-al meu, fiind într-o familie vulnerabilă și fiind și vecin, a fost adresat de către profesoară. Fizic. Eu țin minte exact cum era el îmbrăcat, unde stătea, cum stătea, fiindcă în familie nu văzusem violență. Colegul meu peste ani noi ne-am întâlnit și l-am discutat. Eram clasa 9 sau a 10. Țin minte, uite, profesoara în clasa 1, eu nu ți-mi aminte, pentru că el era foarte des adresat și acasă și nu a ținut minte. Dar eu țin minte exact momentul, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, adică și până acum. Când am început activitatea în școală, am dirigit diriginte și am dirigit diriginte pentru o clasă care au schimbat până la linii, eu probabil că am fost deja a 4 diriginte. Și toată lumea în școală spunea că da, este o clasă foarte dificilă, clasa 7, 13-14 ani. Și peste o perioadă numită de timp, eu am devenit persoană în centrul atenției administrației. Și am fost certat de mai multe ori că elevii din clasa mea au probleme cu disciplină. Nimeni nu a ajutat, nimeni nu a arătat lucrurile concrete, cum trebuie de vorbit cu elevii, cum trebuie de vorbit cu părinții, cum trebuie de procedat. Eu ca și părinții, dar și ca și experiența de elev, probabil cea mai mare frustrare ca părinte a fost atunci când în clasă sau în discuțiile profesorilor apar conflictele personale dintre profesor și părinte și transmite la toată clasa. Dar momentul cel mai interesant a fost că acel moment de nostru de a ieși din pătrat a fost acela în care s-a ieșit la careu și mi-a arătat cu deși pe toată școala. Deci momentul cel în care sunt tot anii fost stiletor și așa mai departe, nu s-a luat în considerație, dar da, când tu datorii și pubertății, și sentimentul care l-ai, cum ai fost deja făcut cu oșul toată școala? Prezentarea acestei sinteze de politici educaționale, realizată cu sprijinul Fundației Soros Moldova și axată pe bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor, a urmat după discuția altui subiect important abordat de către Comunitatea pentru Educație de Calitate, sporirea activității profesiei de pedagog. În cadrul programului Departamentului Buna Guvernare a Fundației Soros este un proiect de sprijinire a educației pe care îl coordonez. Și în cadrul acestui proiect am lansat o inițiativă de coagulare a unui grup de experți interesați în reformarea sistemului de învățământ din țară, o modalitate de a contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă educația, astfel ca să putem spori calitatea educației. Am coagulat un grup de experți din diferite domenii și am ajuns la concluzia că, făcând o platformă a reprezentanților de la nivelul societății civile, o comunitate în sprijinul educației de calitate, vom reuși să facem ca vocea noastră să fie auzită. Sinteza de politici educaționale privind bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor a fost realizată de către directoarea Centrului Psihologic Sinesis, Daniela Terzii Barbăroși. Iar această cercetare a integrat atât perspectiva elevilor, cât și cea a profesorilor. Înainte de discuția de astăzi, noi am elaborat un studiu de sinteză privind bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor în contextul Republicii Moldova și ne-am propus să examinăm subiectul din perspectiva acțiunilor, proiectelor sau politicilor care au vizat bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor și dacă sunt, ce efecte au avut acestea asupra calității educației în întregime și dacă nu, ce putem face să le avem. Așa încât studiul nostru de sinteză a arătat că, de fapt, bunăstarea emoțională a elevilor și a profesorilor nu a fost inclusă în mod explicit în politicile publice din Republica Moldova, dar totuși anumite activități și acțiuni au vizat subiectul bunăstării emoționale. Și în ceea ce privește profesorii, nu există nicio dinamică în direcția bunăstării emoționale a profesorilor. Atunci când vorbim de mediul educațional, noi încercăm să punem accent pe confortul psihologic pe care îl au elevii sau profesorii în sala de clasă. La dialogul de la Chișinău au participat profesioniști din sistemul educațional și experți care conștientizează caracterul grav al problemei vizând bunăstarea emoțională a cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ din Moldova.
Suntem aici pentru că pe noi ne preocupă problema educației astăzi în Republica Moldova și cel mai important, care este într-adevăr confortul emoțional a profesorilor și a elevilor în cadrul școlilor. Ceea ce eu aș putea să spun legat de concurența și de performanța și de echilibru emoțional, aș zice că sunt trei lucruri care trebuie să meargă împreună. Lucrurile sunt condiționate de faptul că la baza oricărei performanțe stă gestionarea emoțiilor. Pentru fiul meu, în primul rând, a fost necesar ca el să se învețe să gestioneze emoțiile. Și baza a tuturor performanțelor a fost anume vizita la psiholog, învățarea diferitor tehnici de gestionare a emoțiilor. Atunci când s-a învățat să gestioneze emoțiile, atunci au venit și performanțele. Subiectul aflat în discuție are mai multe fațete, iar pentru identificarea soluțiilor trebuie analizat fenomenul din toate punctele de vedere. Într-un fel, am contestat această teorie a stării de bine ca fiind una a politicilor educaționale. În primul rând pentru că este un concept foarte greu de definit ca atare teoretic, iar pe de altă parte pentru că nu avem instrumente prin intermediul cărora am putea promova această stare de bine sau bunăstare emoțională în școală. Din contra, conceptul meu și lucrul care l-am prezentat astăzi a fost legat de necesitatea generării unei spirit de concurență în care să genereze performanța, pentru că finalitățile școlii și a sistemului educațional în sine este tocmai generarea acestui climat de performanță. Pentru mine evenimentul este important din considerentul că mi-a confirmat ideea că în acest triunghi complicat care este format din elev, profesor, părinte, comunicarea ar fi una dintre soluții, abordarea pozitivă ar fi cea de-a doua soluție. Când zic abordare pozitivă, mă refer atât la profesor, care la un moment dat se montează negativ, cât și la părinți și la elevi, care și ei, la rândul lor, se pot monta negativ. Elevul trebuie să înțeleagă că un profesor nu este călăul care vine să-l pedepsească la școală, dar în același timp trebuie să înțeleagă că un profesor îi impune niște exigențe. Pentru asigurarea unei educații de calitate, sunt importanți în aceeași măsură și elevii și profesorii. Iar orice dialog trebuie să evidențieze atât problemele cât și soluțiile. Iar discuția recentă din cadrul Comunității pentru Educație de Calitate a fost exemplară în acest sens. Din studiile care le-am realizat, am constatat că, de fapt, nu programul prea încărcat care este perceput sau notele rele fac acest disconfort psihoemoțional, dar anume relațiile dintre elevi, cadrele didactice, pentru că ele, de asemenea, sunt expuse, pentru că avem relația părinți-copii și așteptările tuturor sunt mari. Aș vrea să mulțumesc în numele cadrelor didactice, organizatorilor evenimentului de astăzi, discuția publică, pentru inițiativa frumoasă de a promova calitatea în educație, pentru faptul că s-a gândit cineva la noi, la cadrele didactice, dar și la confortul elevilor, deci aluatul pe care îl plămădim zi de zi. Venind aici, m-am întrebat, este confortul cadrul didactic mai important sau cel al elevului? Ca până la urmă să plec de aici cu niște idei deja la nivel de soluții. Deci ce aș putea face eu la mine în clasă, în sala de clasă, în cadrul disciplinei pe care o predau? În finalul mesei rotunde privind bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor, participanții la discuții au optat unanim pentru o educație în care starea de bine atât a profesorilor cât și a elevilor este o necesitate esențială pentru reușita școlară și pentru studii de calitate. Discuțiile au atins cele mai importante aspecte. Sentimentul cu care un copil merge la școală, cum se simte el în clasă, cum rezistă uneori să fim deschiși și la eventuale situații de stres, cum își schimbă comportamentul în funcție de așteptările colegilor sau așteptările cadrelor didactice. Și în sinteza de politici prezentată de colega noastră, Daniela Terzi Barbăroșii, am găsit răspunsuri la foarte multe din aceste întrebări. Principala concluzie este ca opiniile noastre să ajungă la urechile guvernanților și să se transforme în reguli, regulamente, proceduri de lucru. A doua concluzie,
poate nu ar trebui să punem mare accent pe marile teorii pedagogice, ci mai mult pe practica creierii unui climat psihologic favorabil în clasă. Evenimentul este parte a proiectului de sprijinire a reformelor în educație implementat de Fundația Soros Moldova cu suportul programului de sprijinire a educației al Fundației pentru o societate deschisă și are drept scop încurajarea participării active a societății în creșterea calității educației.